La sediul Partidului Mișcarea Populară din Bârlad a avut loc ședința Consiliului Local Executiv. Au participat Marcel Gangu, președintele PMP Vaslui, Romulus Buhăescu, președintele Organizației Bârlad și Ioan Ciulin, vicepreședinte. Pe ordinea de zi, principalul punct a fost acela de alegere a candidatului partidului la alegerile pentru primăria Bârlad din luna iunie din acest an. După mai multe luări de cuvânt și chiar contestații, acesta a fost ales în persoana profesorului Ștefan Onilă. Pe ordinea de zi a ședinței au mai fost discutate și alte probleme organizatorice privind campania electorală din această primăvară. În continuare, veți urmări selecțiuni din această ședință. Noi, dacă vrem să facem PMP-ul vizibil în Bârlad, da? Într-adevăr, eu țin că poate sunt cam ridicat. Trebuie să avem 6 consilieri. Pentru că dacă avem 6 consilieri, putem să numim viceprimar. Și suntem puternici în Consiliul Local. Acolo sunt 21 de consilieri. Da? Cu 6 consilieri putem să fim, chiar dacă e un termen nu prea frumos, Partidul Balama, care decide ce hotărâri să iau în folosul comunității. Pentru că ei acum se ceartă. Și până la urmă, cei care pierd sunt cetățeni. Că sunt 10 PSD-iști, 10 PNL și un independent. Și când propune PSD-ul ceva, chiar dacă este pentru comunitate, PNL-ul respinge că așa e regula, și invers. Și atunci noi trebuie să intrăm în Consiliul Local. Ca să avem 6 consilieri, trebuie să avem 8.000 de voturi. Față de cele care le avem noi de obicei, între 1.500 și 1.600. Ca să vă explic acel nu, da, știu că e greu, dar trebuie să găsim cum întoarcem acel nu în favoarea noastră. Nu-i simplu. Cum să facem un Stimați colegi, politica și activitatea de campanie nu se reduce la persoană, se reduce la echipă. Și eu vreau să plec de aici cu convingerea că după toate discuțiile astea constructive, la Bârlad va rămâne o echipă care va acționa ca un tot unitar în campania care urmează. Echipa trebuie să lucreze în așa fel încât candidatul nostru să fie cunoscut de către toată lumea, da? Și să putem ajunge la toate locuințele, în toate zonele. Anumite amănunte vi le-a zis domnul Gangu. Eu am să vă prezint întâi tehnic cum am organizat la nivelul municipiului Vaslui și la mare parte din comunile unde s-au prezentat depuneri de candidaturi la primărie. Ca să putem discuta cu cât mai mulți cetățeni și ca să ne putem prezenta strategia partidului Mișcarea Populară prin omul care l-am desemnat candidat la primărie, trebuie să avem cât mai mulți agenți electorali. Agenții electorali o să fie numiți din Consiliu, din cei care sunt membri de partid cu activitate în partid și din simpatizanții ai partidului acolo unde nu reușim să acoperim. Agentul electoral va avea o zonă. Noi Vasluiul l-am împărțit în 29 de zone electorale. Și în fiecare zonă electorală am stabilit minim un reprezentant din conducerea organizației de partid și din cei care stau în zonă și știm că sunt membri sau simpatizanți ai Partidului Mișcarea Populară. Deci se va forma o piramidă cu primarul în vârf, șeful de campanie și câte zone o să stabiliți la nivelul municipiului Bârlad, 21, 24, 19, 20, vor fi 19 agenți electorali. Sau responsabili, cum vreți să-i numiți dumneavoastră. Nu puteți veni numai în supărare. Auziți? Premier oficial. Ședințele contează mai puțin. Vă rog să mă iertați că vă spun. Da. Domnule, ședințele, prima o ședință și după aia am dispărut. Nu mai am activitate. Și după aia spun, a fost la ședință. De nu vorbește cu un om din PMP. Nu atrage un membru, nu vine cu adeziuni, n-a nicio activitate să împartă, să discute, să faci politici la scara blocului, să aibă din trei vecini, să aibă 3-4 adepți și membri.
Numai când trebuie veniți la ședință și stăm și ne contrazicem fără să avem o soluție. Așa spuneți aici. Nu-i bine. Da, aveți soluție, aveți propunere. Nu aveți. Dacă nu aveți, nici mai spuneți. Nu-i bine. Nu? Veniți cu soluția. De fiecare dată când vorbiți, chiar vă rog, mi-mi place că vă contrați pe aici. Dar nu veniți cu o soluție și nu veniți cu o chestiune. Reluare dreptate. Păi n-are nicio concurență. Domnul Cirin, nici n-ai spus. Nu mai vreau să candidez. Ați avut discuția asta, nu? Ați avut, dar eu nu mai candidez. Eu mi-am spus cuvânt. Și nu mai, și te-am luat cu chestiunea și întrebam. Ai altă propunere? N-am. Atât dacă ai. E altă chestiune și altă treabă. Eu vreau să rămân bătut în cui, indiferent ce ați vorbit până acum, aveți și de campanie, aveți candidat. Hai la muncă, domnule, și tot așa. Corect sau nu? Corect. De acord, domnul Colanu, cu un candidat? De acord, domnul. Pe zona Bârlad. Am activități de psihopedagogie specială în cazul școlilor normale. Deocamdată am banca Zvărleni, școli cu probleme, unde sunt copii cu probleme, cu deficiențe, nu uita, da? Sau cu dificultăți de învățare. Alte lucruri care mă definesc pe mine ca om. Da, m-am mutat în 2016 aici, în Bârlad. Nu sunteți bârlădean. Eu sunt bârlădean, da, dar m-am mutat din nou. Am revenit în Bârlad. Da? Până acum am fost în Vaslui. 10 ani de zile am stat în Vaslui. După ce am terminat facultatea, am stat în Vaslui foarte mult timp. Am fost căsătorit. Acum sunt divorțat. În 2016 m-am întors în Bârlad. Mi-am construit o casă aici. Am venit cu serviciu aici. Și din momentul ăsta am zis că e normal să fac și eu ceva, să mă implic în problemele comunității. Corect. Oportunitatea mea a fost, oportunitatea mea a fost atunci când domnul Necula m-a invitat să particip la o ședință a PMP-ului. Am venit cu drag, am văzut despre ce este situația, de atunci am rămas un simplu membru, până când s-a evit ocazia și oportunitatea în care mi s-a propus dacă nu aș putea să devin candidatul pentru primărie. Am analizat, am văzut care este situația și alături de domnul Ciulin, domnul Buhăiescu, domnul Gandu, am luat o decizie că da, eu îmi ofer servicii și mă ofer ca fiind candidat al primăriei. Asta a fost, aveți asta copii? Este situația. Aveți copii? Am o fetiță, da. E prima. Mulțumesc. Deocamdată sunt divorțat, sunt singur, am o relație. Nu sunt problemele dumneavoastră, nu avem. Tatăl meu este un om cunoscut, mulți dintre membrii de aici, din organizația noastră, îl cunosc pe tatăl meu, având incidență la locul de muncă acolo, la FEPA, la fosta FEPA. Așa. Ca notorietate, nu sunt un om foarte cunoscut, dar pot deveni. Și știți de ce? Pentru că sunt un om simplu, sunt un om fără acuzații penale, fără... Curat. A, exact, sunt curat. Un om curat. Nepătat. Un om cu ambiție și cu putere de înțelegere și cu putere de decizie, atenție, că sunt profesor, da? Și nu-mi doresc altceva decât binele comunității mele. În momentul în care voi simți că sunt anumite persoane care cred că eu nu sunt capabil de așa ceva, voi face tot posibil să le demonstrez exact. Mulțumesc frumos. De asemenea, ați auzit toată lumea. Păi așa e normal, să știm și noi cum. Bineînțeles, nu-mi place să vorbesc prea mult, dar în schimb vorbesc cum trebuie. Sigur că da. Da. Bun. Mulțumesc. Dar nu mi-a spus câți ani aveți. 41, merg pe 46. Bun. Deci, îți mulțumesc. Așteptați un aplaudă, să nu-i vedeți. Mulțumim.